cazul celebrului Comte de Champagne al Tetanger, care stă la învechi, deci în a doua fermentație, pe drojdii, 10 ani de zile. Și ca să facem o scurtă deosebire, cea mai rapidă este și cea a bulelor. În general, în metoda Charma, greu găsim bule de finețea și de continuitatea celor din metoda tradițională. Mai este culoarea. În general, stând mai mult în contact cu drojdiile, vinurile din metodă folosite în spumante din metoda tradițională capătă o patină. Nu mai au prospețime, nu mai au, să spunem, sclipirea, dar capătă cu totul și cu totul alte caracteristici. Deci, practic, cel mai bun prosecco din lumea asta, care, culmea, poate fi făcut și în metodă tradițională. Sunt câțiva nebuni în prosecco. Care să ia? Câțiva, în general, nu-i găsiți în cartițe. Știți, cartițe, se spune că cartițe ar fi topul topurilor. Cam ceea ce ar fi dealul la Region de Blanc în Champagne, ar fi cartițe pentru prosecco. Nu ei. Ei, în schimb, țin în această a doua fermentare, se duc și depășesc uneori 6 luni. Să ții 6 luni într-un tank este ceva deosebit. Cine vrea într-adevăr să facă o calitate și să facă un prosecco capabil să reziste măcar 2, 3, poate și 4 ani în sticlă, utilizează această metodă de a ține mai mult pe drojdii. De ce? Drojdiile dau unui vin care oricum nu are un extract mare. V-am explicat, în general se culeg mai repede struguri pentru spumant, pentru că prima caracteristică în vinul ăla trebuie să fie aciditatea. De, cine ține mai mult pe contact cu drojdiile capătă deja și altă structură, capătă alt extract, capătă, ca să mai vorbim de complexitatea aromatică. Da? Practic, dacă ar fi fost făcut în acea regiune și din struguri glera, s-ar fi numit prosecco. Așa, fiind făcut în Abruzzo, da? Din struguri clasici ai regiunii, pentru că pecorino nu este neapărat strugurile regiunii Abruzzo, este al Apeninilor. Practic îl regăsim și în Marche. Își dispută întâietatea la cine a fost mai întâi. A fost peste tot, pe muntele ăla, doar că după aia au venit aici, au trasat o graniță. Și cam atât, dacă mai